face vouă și bine ați venit la o nouă zi de muncă, fraților. Ce faceți, cum sunteți? Domnul să binecuvinteze, vă dea putere și pentru ziua aceasta. Haideți să mergem la muncă, să vedem ce se mai întâmplă. Azi avem o zonă minunată, o zonă frumoasă. Să vedem cât de grea este de accesat. Așa că să vă faceți și voi idee legată de treaba asta. Eu zic că nu e chiar așa grea. Un pic mai dificil să spun așa, dar nu e imposibil de livrat. Așa că ia să vedem, avem aici un stop. A, la Sparca, am înțeles, da, mi-a zis doamna data trecută. Aici am livrat, mi-a zis că undeva în altă parte unde trebuie lăsate pachetele. Ia să vedem. Bag și un pic aici Pavari. Așa. Optim motorul. Ca așa trebuie. Și căutăm o mapă. O mapă numărul 17 sau 1 cu 7, că e cam distanță între 1 și 7. Dar de Șparcase, știu că e Șparcase. Ok, Șparcase. Intrarea, cred că... Intrarea e pe acolo, dar se îndacă și pe aici. Se poate. A zis doamna data trecută că să vin aici. Da, aici am mai stat atât, da. Către centru. Două secunde să nu zică nimic acum. L-am lăsat la recepție, acolo, nu m-a văzut doamna, dar oricum e bine, unde l-am lăsat acolo la recepție. Două secunde să livrăm, îl dăm livrat. Ia tot îmi trece telefonul ăsta pe mod avion, în buzunar se tot atinge și... Două secunde. Bun. Uia, dă-mi autobusul. Acum avem numărul 6. Trebuie să fac stânga. Ok. Numărul 6. Distante. Nu vine nimeni. Și am plecat. Numărul 6 e chiar aici. Trebuie să pun mașina aici. Bun. Numărul 6, ia să vedem, avem o cutie, numărul 6. Numărul 6. Da, asta e. Așa. Numărul 6 acolo. Așa. Da, da, este numele. Asta se deschide. Așa. Dacă zici. Hello? Pachet fuzi. Bine? Pachet fuzi. Și la suntă. Unde îl lasă el? Că îl vede el. Bun. La fix. Da. De asta am spus că nu e greu, nu mi se pare greu, pentru că livrările decurg în felul acesta, așa că nici nu ai cum altfel. 33C, ia să vedem, 33C. 33C, las mașina aici că trebuia să mă duc până acolo, dar dau cu spatele după aia și nu place. Mai bine fac un pic de mișcare. Așa că am un 33, am zis ce?
33C. Uite aici. Bun. 33. Sigur putea să-mi, cred că e o firmă. Da. M Studio. Asta. 33C. M Studio. Dacă e acolo, M Studio. Nu e M Studio. M Studio asta e. Na, nici aici nu e. Crop and form. Crop and form. Aici e coafor, crop and form. Uite aici, crop and form. Formen. Crop and formen, da. Alo, pachet fuzi. Lasia, bitte, tschüss. Ia să vedem. 14. paisprezece, trebuie să fie undeva aici. Am trecut, nu, stai, nu 14, 4. 4, uite la aici, l-am găsit. Bun. Am și 14, dar mă interesează mai întâi 4. E o mapă. Bun, a, încă o mapă. Să vedem. Și o mapă 14. Pe care o punem aici, o luăm după. Luăm astea două. Să vedem acum aici. La 4. Doner. Alo. Bine, ciuz. Bun, am avut scris acolo la nume donor și bineînțeles că la donor se știe unde trebuie să livrezi când vezi un donor în preajmă și scrie donor pe el. Să oprim muzica. Facem așa o manevră rapidă, dar cu atenție, da? Vă asigurați și verificați de mai multe ori la întoarce, facem o întoarcere din una, două mișcări. Numărul 14, 12, 14 acolo. Luăm ăsta. Așa. Nu e numele acolo. Să vedem aici. Da, e numele. Bun asta. Cred că aici o fi. Da, sigur aici e.
Să verificăm un pic harta. Aha. Avem acolo. Aha. Aha, aha. Trebuie să merg cam mult pe jos, așa că Hai. Bun. Nu e greu de livrat pe zona asta, doar că ce e mai greu de accesat. Dacă clientul nu e acasă, trebuie să sun la un vecin, sau la 2, sau la 3, sau la 6, că mi s-a mai întâmplat să sun la toată scara. Și nimeni să nu fie acasă, bineînțeles. Mașini multe, semafoare puține, deci e drept, nu prea sunt semafoare în zona asta. Zona pietonală la fel, ai un pic de a face cu parcangii care verifică oameni care se ocupă de... Opa, m-am dus prea tare. Stai că mă duc așa. Da, și cum ziceam, de oamenii care se ocupă de parcări, da? Nu-ți dau voie după anumită oră să intri pe o anumită zonă, că nu ai voie și na, trebuie să respecti regulile și aia. Și ne conformăm ca atare, nu comentăm, nu, că cheamă poliția. Sau ne dă amendă, îți ia numărul, îți faci amendă și te trezești că ai o amendă și nu știi de unde. Așa că sfatul meu e, nu vă certați cu oamenii la parcări niciodată. Comportați-vă frumos, încercați să îi faceți prieteni, că mai închide un nou, mai te lasă un minut, două să-ți faci treaba, să-ți lași pachetul. Pe atât te poți duce liniștit în treaba ta. Dar important e să nu te cerți, aia e cel mai important. Două secunde, să dau și cu spate. Două secunde, gata, mulțumesc. Mare domn. Am aici, pe strada asta, am două pachete de livrat. Am o dată la numărul 11, care se află aici. Așa. Și un colet. O dată. Și mai am mai în față încă unul. Ia să vedem. Domnul ăsta. Sunăm la vecin. Nici vecinul nu e acasă. Sunăm la celălalt vecin. Hallo, entschuldigung, ich bin von Amazon. Ich habe ein Paket für Sie nach Paris nicht zu Hause. Können Sie öffnen die Tür bitte? Ja. Vielen Dank. Bon. Los, kann man schon. So, dann passt da die Rad. Okay. Următor avem așa, 5XL, ăsta, odată, așa, după care avem pungă 7, odată, și un plic, 7. Mă duc pe jos, nu vreau să mă duc cu mașina. Poate mai vine pe mașină și nu încăpem acolo. Acum trebuie să mă și întorc, nu pot să fac stânga.
sugă acolo pietonală și mese afară și scaune și nu poți să treci. 7, sunt la 7. Sunt la numărul 7. Danke. Bitte. Și acum numărul 7. Numărul 7. A fost. Numărul 5, mă, ce am, am zăpăcit cu tot. 5, numărul 5. La livra pe 7. Johannes. Hai, servus. Și bine ați făcut. Ia. Ia, let's go. Super. Bine, tschüss. Ok, acum mergem pe strada cealaltă. Să vedem un pic. 29, 30, 31, 32, 35, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, okidoki. Mă lasă nenea, mulțumesc, 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 mulțumesc. Da, nenea taximetrist, care îi mulțumesc frumos pentru înțelegere. Și acum numărul 1 cu 5, ne băgăm pe altă pietonală. Tot așa frumos, încet, fără viteză, avariile pornite pentru că așa, așa trebuie. Avem 1 cu 5, 1 cu 5 undeva mai jos. Eu trec de partea asta pentru că de aici sunt mașini și mereu mă opream acolo și trebuia să le fac loc și atunci trec de zona asta. Pe aici îmi prea vin mașini. Așa, 1 cu 5 mă duc mai jos, da, încă un pic mai jos. 1 cu 5, ia să le... 1 cu 5. Aveam aici 10, nu e asta. Dar îl găsesc că nu-i problemă, ia să vedem. Avem o dată așa un plic, 1 cu 5. Așa. O dată. Și mai am un stop aici. Șapte. Un șapte, nu-i ăsta? Da, ăsta. Mai întâi să vedem unde vine busul ăsta. Unu cu cinci. Bun. Ok. Și numărul 7 e mai sus un pic. Numărul 7. Numărul 7. Numărul 7. Da, e aici. Nu are, nu are număr, dar are numele. Am și deschis, perfect. Lăsa mai, nu, lasă aici. Mai nasă, lasă așa. Bine, nu era problemă dacă lăsăm și acolo, dar așa îmi place mie să le pun în siguranță. Bun. Acolo, da, da, da. Numărul 20, da, da, da. Ok. E așa, ăsta da, un etaj, ok. 18, 1 cu 2. Aha, am înțeles, gata, știu. Danke, danke, mulțumesc că am uitat să-i mulțumesc la nenea că m-a așteptat. Hai că
să vă recapusesc și trebuie să fiu foarte, foarte atent, să fiți și să fiu și să fim cu toții la biciclete. Foarte, foarte, foarte mare atenție la biciclete. E ceva, vă spun sincer. Bun, hai să duc acolo mașina. Văd că aici e cam plin. Nenea s-a oprit cu mașina mare acolo. Mă bag și eu cu mașina aici. Mă trag aici undeva. Frumos, să n-am treabă cu nimeni. Și stau liniștit, o să-mi fac treaba liniștit. Bun. Am plic 20-20. Plic 20 odată, 20 de două ori. Și încă o dată 20. 20 de 3 ori. Bun, trebuie să dea cu verde să fie cel care trebuie. Verificați foarte, foarte bine când scanați pachetele, dacă le-a scanat pe cele corecte. Pe 1 cu 2, știam că e aici asta. Brand shop. A, uite aici. Brand shop. Alo, pachet pe zi. Bine, Sean, cius. Bun. Să-l livrăm pe ăsta. Ok. Mai stăm? Am trecut. Două zi, da? Astea le punem aici. Și tatu. 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 Spray in tatu gallery. Ok, spune în Tattoo Gallery. Da. Tot acolo era. Eu am crezut că e vreun magazin afară, da. Mă, ce m-am speriat, am găsit eu și am chis. Ia, care e aici? Tatu. Nu prea e Tatu. Sunt la etajul 1. Că nu-mi cape. Serios? Păi și zice tatu, sprish in tatu. Tatu. Da. Ah, filenan, danke. Servus. Bitte, tschüss. Danke, Bruder. Tschüss, schönen Tag. Și s-a dat că trebuie. Bun. Am rezolvat-o și pe asta. Mă trebuie să dau cu spatele. A, bine că a plecat excavatorul. Dar mă șoc cu spatele.
Danke. Cum lasă nenea? Super! Super! Bă, da, rămân fără cum e, n-am ce să zic, mare drum, mare caracter. Mulțumesc frumos! Să trăiești! Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Bun, am aici, la 1 și la 2, și pe stânga și pe dreapta. Ok, ia să vedem, avem o mapă. La numărul 1. Ok, la pizza. Și oho, stai că avem mai multe la 2. 1 2 3 4. Mai o pungă. Am o mapă. Bun, asta o dată. Da. Pachet de zi. Bine, ciuz. Și acum avem. Mai avem 2, 4, 5. Așa. La un client. Aici asta e la numărul 2. Cred că e și român. Ce femeie. Pachet fizi. Bibite. Drită, drită, ok, ești com. Drită, dar n-am înțeles, stai că etajul 3. Acum, având în vedere că sunt 5 colete, nu le las aici, le duc sus. Pentru că sunt 1, 2, 3, 4, 5 reclamații. Așa că mai ducem când trebuie, mai ales că e o clădire cu acces public, așa că nu le lăsăm mereu. Azi că la 3. Vă salut, fraților! Sunteți bine, familia, tot ok, eu muncesc așa cum trebuie și sper că și voi o faceți, da, cu camera pe cap. Asta e, să mai uită lumea ciudat la mine, dar da, trebuie să fac material ca să vă arăt și vouă anumite chestii, da? Da, îmi place ceea ce fac. Alo! Ale cu mici? Da! Bine, ciuz! Am zis da, fără să-mi dau seama. Subconștient a lucrat la daul ăsta. Na, dânsa n-a zis nimic, dar nu știu, eu cred că era româncă. Așa că, fraților, ce să zic? Domnul să o binecuvinteze, cel mai important lucru, Domnul Iisus. Bun, am ajuns aici, avem stag nou. Ok, 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 ok. Ogu, goke, ogu, goke, ogu, goke, și Handy Helden, Handy Helden, Handy Helden, se Vodafone, ăla-i 11, Handy Helden. Hai să vedem dacă e pe aici.
Nu. Mamă. Safiu ăsta e altul Safiu. Ala a fost, deci ăsta 11. 13 le-ar trebui să fie. Hello, Entschuldigung, kurze Frage. Handy Helden mit 13 ist. 13 ist diese Shop hier? Diese da? Nee. Nee. Okay, danke. Oh, de-abia l-am găsit. De-abia l-am găsit. Era aici la shop-ul ăsta, dar na. Dacă nu știi germană bine, te chinui un pic, nu? Până întreb în ele. Unii îți răspund, unii nu, dar nu contează, bine că l-am găsit. Așa. Da, bine că l-am găsit. Mi-a luat un pic, era acolo magazinul. Era de acolo, da. Pachet fizic! Ah, ok. Să dau și pe asta livrat. Acolo, să vă explic, scria ceva că... Să-l dau pe asta livrat. Bun. Că... magazin de telefoane handy, că asta înseamnă telefon handy. Și ce un magazin de telefoane, dar m-am uitat, eu scrie o, doi, o outlet pe el, scrie urma, da? M-am uitat, handy nu știu cum, o scria. Și am întrebat la un donor, bineînțeles, și acolo mi-au spus că să încerc aici. Și am încercat, m-am dus, bineînțeles că acolo era. Și să mă de prima dată, dar am zis, bă, nu mă duc să întreb că avea client și de obicei evit să mă bag așa. Dar rău am făcut, dar bine că l-am găsit, cum ar veni. Hai că acum mai am aici un stop la numărul 4 și mergem mai departe. Oh, mi-a luat ceva timp până l-am găsit. E, data viitoare știu. Dacă nu scrie numele așa cum ar trebui să scrie, e greu să deduci uneori. Prima dată, că după aia n-ai treabă. A doua oară deja știi unde să livrezi și cum să livrezi. A, uite acolo, 3 cu 5. Oh, perfect. Să mă aici.
Și acum avem numărul 10. Dacă acolo a fost 3 cu 5 numere impare, 10 ar trebui să fie aici. Să avem așa. Să vedem. Fonetasic. Fantastic. 10. Fonetasic. Da, aici. Hello. Bitte, tschüss. Și cam atât pentru azi, fraților. Mai am de lucru, mai am ceva de lucru. Așa că, ce să zic, vă doresc multă liniște, multă pace în familie, fraților. Și căutați pe Domnul Iisus, pentru că este cea mai bună și sigură cale spre mântuire. Așa că nu mai așteptați, căutați o Biblie, cumpărați o Biblie și învățați cuvântul lui Dumnezeu. În rest, vă doresc tot binele din lume. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea putere, liniște, dragoste, iertare multă, să puteți să iertați pe cei care v-au greșit și Doamne ajută să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!